seara! Bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți aici. Vă jur, am cel mai frumos birou de pe pământ. Bine ați venit la mine în audiență, ca să spun așa. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ieșit cumva dintr-o zonă de confort, într-o zi de miercuri. Să fim alături în cadrul acestor întâmplări absolut miraculoase, superbe din punctul meu de vedere. La mulți ani orașului dumneavoastră sunt zilele orașului, nu? De pe, nici nu mai știu, 20 și... De pe... Nu mai știu, nu mai, zău că nu mai știu. La mulți ani. Poftiți? 17, știam 12, da. Să nu că știu greșit. La mulți ani, la mulți ani acestei clădiri absolut fabuloase. O știu de la un prieten de-al meu când se chinuia cu proiectul, cu aprobările, cu toate nebunile acelea și știu toate etapele atâtor ani, până la inaugurare. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru că a făcut ca toate lucrurile astea să se întâmple și să ne aducă pe noi împreună tuturor oamenilor de aici, din băieților de la Tehnic, cărora vreau să mulțumesc pentru sunet, deja știu că se aude foarte bine. De regulă, aici pe scenă este un zid, sunt câteva mii de vați, nu se vede la primul, până la primul rând. Ei întotdeauna sunt interfața noastră, celor de pe scenă, cu dumneavoastră și o mare parte din succesul unui spectacol, al unei întâmplări, sau insuccesul, li se datorează. Mulțumesc frumos! Vă spun că știu sigur, am început muzica ușor, intrând ușor pe ușa din spate, în clasa a 10-a de liceu, ca să-mi termin liceul la zi, eram, cum se cheamă, cărător de scule, spunea cineva ca să facă mișto de mine, la formația domnului Valeriu Sterian, compania de sunet se chema. N-am înțeles niciodată de ce trebuie să faci de un mișto de un om care muncește, de fapt, adică, da, în sfârșit. Extrem de emoționat. Este o întâmplare tare, tare dragă mie, întâmplarea din seara aceasta. Mă leagă multe lucruri de locul ăsta, mulți prieteni dragi. Cum este paparazzul ăsta de aici, Cătălin Crăciun, un prieten foarte drag. Și pentru că nu vreau să îmi doresc vreodată să avem discuții, trebuie să vă spun că tot ce veți auzi în seara asta de aici sunt cântecele mele, nu este nimic furat, nimic de împrumut. O să revin asupra subiectului ăsta pentru că o să fie ocazia. Până atunci vreau să încep cu ceva. Vorbeam cu domnul de la sunet și m-a întrebat de playlist. Zic, nu vin niciodată cu playlistul de acasă, gata, făcut, pentru că emoția este de fiecare dată alta. Niciodată nu știu ce o să vreau să cânt până când ajung să cânt și atunci am schimbat așa repede. Vreau să încep cu un cântec pe care l-am scris chiar aici. Îl cântam lui Marius în premieră, într-una din edițiile acelea de spectacole avute la minunea asta de clădire. Și se pusese pe ciuci așa și stătea într-un colț și plângea, dacă îl imaginați pe tucă plângând, jur. Dar nu o să încep cu el, să încep cu o reverență față de un om foarte, foarte drag. Știu că această clădire urmează să se cheme, cred, dacă nu se cheamă, Ștefan Iordache. Un om cu care am avut o relație, am fost binecuvântat cu o prietenie absolut specială cu dânsul și cu doamna Mihaela Tonița. Am scris un cântec, are cuvinte urâte, nu știu dacă sunteți cu copii în sală, ar fi bine să-i faceți să ciulească urechile pentru că e metafizică, dialectică, ce să vă spun, logică, adevăr, mă rog, are cuvinte de astea care nu se mai folosesc de mult, nici măcar de către cadrul, corpul medical aflat în seara asta pe care vreau să-l salut. Cântecul se cheamă Cădere în Rai.
leagă și te neagă și ea râde plângând. Thank you.
adevărul, o fereastră în privire, ce real, ce concret. Amintire, te iubește, te sfințește, te respiră, te zidește și ea râde plângând. Un album, l-am în 2007 și uite așa ajunseserăm, cum îi zice, că am uitat, o chestie cu pitici de grădină și cum știu. Oricum este un cântec dat la radio foarte, foarte des. Începeau programele de știri la televiziunea națională cu piesa asta. Jur că niciunul nu avea idee despre ce a vrut să zică poetul, de fapt. Nu mai lungesc. E vorba despre confortul națiunii. E un cântec subversiv. De-aia se cântă așa. Știi ce? Forte, avocat, sândele, termopane, tată. Forte, deputat, de deputat n-am întrebat. Termopane, ocu, păteșe, pesca. Păte, avocat, sândele, termopane, ocu, păte, deputat. Termopane, ocu, păteșe, de-aia n-am noroc, dar poate o fi fost ceva în apă, poate de-aia stau la bloc, poate nu văd ce se întâmplă, de-aia nu pricep nimic, poate n-am avut căldură și pă, puși când eram mic. Poate că mama cu tata erau frați când au fost mici, până când s-au prins bunicii, eu eram deja aici. M-am născut cu 3 mânuțe, nimic mai adevărat, și m-a fac cu karma asta. Fă-te tată, deputat.
să fote. Deputat, termopane, 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 o, fătește de stat. Fote, avocat, sândele, termopane, 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 tacă, fote. Termopane, 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 o foc, fă-te șef de stat. Defecțiune tehnică. Poate la maternitate, poate mai târziu la creșă, ăia m-a schimbat cu altul. Și mi-a dat altă adresă, poate, poate că de mine însumi mâna-mi șa de prea aproape, poate, asta nu-i iubire. Ce-a vrut să zică, păi? Nu-i nimeni de la DVS-ul aici? Eu am vrut să fiu confabil, dar nimeni nu m-a întrebat, toți mi-au zis cu fața asta, poate tata avocat. C-o să ai o casă în centru și o mașină mai gândeam și o să ai loc de geamuri la ferestre, la ferestre. Nu, să alege praful, vine iarna, deci la ferestre, la ferestre. Mulțumesc! Fă-te! Sau poate nu știa scântecul. Nici nu m-am gândit la asta. Termopane, 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 tată, fă-te deputat. Termopane, 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 o, o, fă-te șef de stat. La 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 la. Cred că așa se simte și Fuego când are succes. Ești mă de șef de stat, șef de stat, șef de stat. La 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 la! Pentru momentul de adinaluri e o ușoară felbă, sunt puțin răcit și din pricina febrei nu sunt foarte așa, nu pot să nu rămâne nimic lipit de mine, ca să zic așa, mi-a căzut pana. Mulțumesc mult de tot. Am fost de curând la botezul unui prieten foarte drag, dumneavoastră știți dintr-o perspectivă, îl cheamă Adrian Antene, este șeful editorialist de la Cancan și m-au rugat să le cânt o piesă și mi-am dat seama că de dragul meu, pentru asta, pentru că pentru mine piesele respective erau extrem de dure și de, cum să spun, cu un consum emoțional absolut. Mă rog, adică vedeți că totul e pe bune, n-am, sper să nu sară discul până la sfârșit. Dar emoțional erau niște piese care mă consumau foarte mult și atunci le evitam. Și cu absolut interzis și am zis, înseamnă că eu greșesc, eu am o părere foarte bună despre mine, să ne înțelegem, adică sunt singurul de aici, cred și asta. Care are o părere bună despre sine, zic. Și atunci am zis, nu, eu am greșit, pentru că, în definitiv, și încă o dată vă mulțumesc, vreau să zic că de multă vreme n-am mai văzut scaune aduse într-o sală ca să asigure lucruri pentru cei ce vin, încă o dată mulțumesc din suflet domnului primar, domnului director, dar și tuturor oamenilor care au contribuit, dumneavoastră, în ultimul rând, pentru că sunteți aici, în afara zonei de confort de miercuri, nu? Că miercuri, nu știu cum e pe aici, de la București. Așa, am zis că o să-l cânt de fiecare dată. Îmi cânte foarte, foarte drag mie și foarte greu, emoțional, cum spun odată. Este o poruncă, așa cum cea de dinainte este a noua poruncă, să nu minți, i-am spus eu cântecul avocatului. Pentru că trebuiau și ei săraci, noi așa să intre în nomenclatorul de meserii.
pună să cânt eu cântec. Nici nu știa nimeni de avocat. Și acum este o poruncă a șasea. Și da, sunt singurul demen de pe pământ în toți anii ăștia de creștinism care a făcut, care a pus cele 10 porunci pe muzică. Nimeni altcineva nu a făcut-o. Să nu ucizi. N-ai drept să te minți, să te păcălești, că tot e în zarar, să nu reușești în tot ce visezi. N-ai drept să renunți, n-ai dreptul să mori, când încă trăiești. N-ai dreptul să minți, să te amăgești, și viața din ea fie în viața ta, ucide de-acum. În inima ta tot ce ai urma. Trebuie să știi că știu, e scut. Trebuie să știi că mâine e în trecut. Trebuie să știi de oamenii ce-ți fură viața cu un cântec nenăscut. Trebuie să știi că știu, e scut. Trebuie să știi că ieri încă nu a început. Trebuie să știi că nu ești singur, e un drum deja făcut. Ai dreptul să știi că un cuvânt poate să deschidă un mormânt. N-ai drept să pierzi prea ușor, n-ai drept să omori visele din zori, ce n-altom trăiesc, ce n-altom zidesc. N-ai drept să ucizi, n-ai drept să decizi ce-i bun pentru el, chiar dacă el vrea. Chiar dacă e așa, nu e viața ta. Trebuie să știi că știu, e scut. Trebuie să știi că mâine e în trecut. Trebuie să știi de oamenii ce-ți fură viața cu un zâmbet nenăscut. Trebuie să știi că știu, e scut. Trebuie să știi că ești, că nu a început. Trebuie să știi că nu ești singur, e un drum deja făcut. Există bine, există rău, sunt amândouă în drumul tău. Există viață în viața ta, există cura și drag. Și azi un serum.
am venit odată aici la dumneavoastră și știți cum se face. Adică, bine, nu, nu, lucrurile pe care le spun eu acum, desigur că nu există. Dar eu vă povestesc așa o chestie din mintea mea. Eram alături de mai mulți colegi, la o masă, într-un local absolut super, sper să revăd în seara asta, cu, ce se zice, de aleguri, nu fluierașe. Nu, n-ai, eu dă vin, zic. Dar n-am vrut să zic că n-am, nu vreau să, numai mie mi se întâmplă, dumneavoastră, nu. Și la un moment dat am plecat pe la 4 dimineața să mă culc. La 10 când m-am trezit, colegii erau în aceeași poziție, cântau aceeași piesă. Bă, știam eu cântecul ăla cu ce caut eu în viața mea? Și-am rugat-o, Marius Ducă, mă rugase ani de zile să-i scriu o piesă pentru campania aceea care îndemna copiii către carte, către lectură, către verbul ăsta ciudat a citi. Și am zis, bă, dar ai destui jurul tău pe lângă tine care vorba aia, nu mai știu cum să te spele pe la sub braț cu limba. Zic, eu nu fac de-astea, că nu știu să scriu cântece la comandă, nu atât de bine, dacă zici că poți de un oltean, cred că e pleonasă. Dar îmi permit că, na, eu sunt din București, să zicem că nu știu limba română. Deși asta cu perfectul simplu poate nu știe multă lume, dar este limba Academiei Române. Și atunci, atât a insistat vreme de 2-3 ani, că până la urmă, aici, în locul acesta, i-am spus, Dana, te rog frumos, adun domnșoara Andro, doamna Androne, exact, sătorul, adun câteva cu la 4 și un pix. L-am scris și după aceea l-am cântat lui Marius, s-a pus pe ciut jur și a început să plângă. Și zice, uite, de asta vrem să-l faci tu. Este o poveste de dragoste, de fapt. Cântecul se cheamă, și o să-l dăruiesc chiar dacă nu este prezent aici, Căposul. Nu Coposul, am zis, Căposul. Alt pleonas. O să-l dăruiesc cu mare drag, la fel cum o să-l dăruiesc tuturor dumneavoastră, din celor din seara, care ați venit aici în seara asta și mi-ați făcut o mare, mare, mare bucurie. Un arici cu un cânt de maci. Între grabă, între treabă, cărți, între urlete, între scrâșne, cărți, un arici un cânt de maci. Nebunia zilei latră, cărți, piatră în piedrită, piatră, un arici un cânt de maci. Cărțile, ferestre, ziuri, pentru toți, un arici, un cânt de maci. Cărțile, ferestre, ziuri, pentru toți, un arici, un cânt de maci.
răsărit. Au uitat și amintit în anii slugând de marci. Între clipă, între frică, între rugă, între fugă, acesta este de aici, de pe lângă Hobița, din zonă. Meșterul Gheorghe Ciuncan. Sunt niște, eu le zic, podoabe. Absolut superbe. Vă mulțumesc pentru toată istoria, pentru toată arta, pentru toată măreția acestui ținut. Pe mine cel puțin îmi dovedește foarte mult. Colegii mei, care probabil că a crezut că s-a născut el cu păreri, a scris un cântec că știa el, aflase că lui Dumnezeu îi plac spațiile mici și lemne. Când am început să studiez lucrurile pentru a scrie cele 10 porunci, pentru că nu am vrut să supăr pe nimeni niciun din acesta cult religios sau mai știu eu ce, și din prima poruncă, care este practic un paragraf, după cum știți, a trebuit să fac cât mai mică. Și atunci a trebuit să studiez foarte mult. Jur că în aia 3-4 ani nu l-am auzit pe Doamne spunând că îi place lemnul și spațiile mici. Nu același lucru l-aș spune despre, cum îl cheamă, că am uitat, Vlad Țepeș. Vlad Țepeș îi plăcea lemnul și spațiile mici, din câte știu eu. Dar na, fiecare cu audenile sale. Problema este că atunci când Occidentul construia catedrale, noi stăteam aici și îi apăram de turci. Prima poruncă din acel album este să ne arăți Dumnezei. Și nu este un cântec împotriva, ci pentru și alături și cu fiecare dintre noi, cu credința fiecare dintre noi. Toată lumea se miră că îl cânt în concert. Mie îmi place tare mult. Și îl cânt. Să ne ajute Dumnezeu. Eu am spus că am viață. Popii au conturi în bancă, cerurile lui în cap, oficiază cu numia între Dumnezeu și drag, ca-n viață. Nu ne mai botează prunci, mort în casă, ți-a rămas apă. Nu le bagi de treabă în sutană, umpli gras, ca-n viață. Bac umblă cu mașina, pe când tu un biet măcar aștepți binecuvântarea într-o barcă pentru doar ca-n viață. Și ai rămas cu harul care îl da pe Dumnezeu atunci când te rupe viața, alinarea vine greu ca-n viață. Dumnezeu e pus la bancă, stă în cont, bine păzit popii. Nu mai fac pe cerbi, fac biserici pe profit, ca-n viață. Dumnezeul lor e banul care fiul a trădat, au vândut până și taina popo,
popo ochi de drac, tanta viață. Au rămas părinți cu cernici, prea puțin și prea des ei l-au sfârmat altarul, Doamne, lacrimi au cules, tanta viață. În biserica din suflet, unde fug când e prea greoță, pună guvernanții impozit pe Dumnezeu, ca-n viață. Uite, are popa viră, are barcă cu motor, a uitat cei umili în săraiul, stă în curtea lor, ca-n viață. Nu le mai ajung arginții, prețul vânzărea crescut, să neacă lacrimi sfinții, ne întoarcem la început, ca-n viață. Plânge sus în cer Maria, lacrimi pe icoana noastră, se mai nasc minuni pe lume, cine să le împărtășească, ca-n viață. Se închide altarul în suflet, rămâi încuiat afară, nu mai dă nimeni lumina, Doamne, pentru a câta oară, ca-n viață. Farisei râd în strană, lumina-i frântă pe cruce, sub un munte de păcate, Doamne, cum ne mai poți duce, ca-n viață. Sau Andrei primit prin geamuri, colorate-n voroneți, noi ne cumpărăm iertarea, Doamne, toate au un preț, ca-n viață, ca-n viață. Un singur cuvânt în tot, mărturisire cumva. Vă mulțumesc din suflet, e o seară absolut specială. Mulțumesc frumos. Vă spuneam că am intrat în muzică, știu și eu, cărându-i numele concertului și mulțumesc domnului director pentru asta, se cheamă Chiar Dacă. E povestea asta, este Chiar Dacă. Am intrat în muzică pe ușa din spate, cumva trebuia să termin liceul la zi, pentru că așa vreau, nu trebuia. Căram instrumentele lui Vali ca să am niște bănuți, să nu fiu nevoit. De bine, atunci nu era, era CFX, nu era Parlament, că dacă era să intru în Parlament, puteam să fur liniștit, dar așa trebuie să muncesc. Bașca avea 16 ani, deci... Povestea acestui cântec e despre lucrurile acelea pe care tot încerci să le faci, pe care știi și le știi și le simți că cu toată inima, cu tot sufletul tău că sunt bune și nu ies. Ba se mai și întoarce viața asta și îți dă câte una de te pune la loc o mană. Și eu am avut o viață, să zicem, interesantă, știi, de la... Am trăit în canale, în sfârșit, n-am ajuns tocmai rău. Doar că uneori te întorci așa împotriva unei predestinări pe care o simți foarte, foarte apăsătoare asupra ta și zici de ce. Am făcut alături de Grasul XXL, e băiatul la subțire de vreo 2 metri și vreo 140 de chile, un cântec care el i-a spus domnul destin. Piesa adevărată, mai nou, știți, de la moldoveni cu așini sau cu heroină, nu știu cu ce au făcut ăștia, că n-are lumea idei, da fură. Piesa se cheamă Ursitoare. Sper să vă placă.
parcă îmi pierd drumul. Ciudată treabă viața, îndesă vrăjitoarea, dar soarta se-ndreaptă, ți-arată fața. Destinul se împlinește, așa zice Diogul. Alergă răsăritul, hai calcă pe dara, te cheamă norocul, hai. Știți de unde vine? De la făptură Gingaș. Corect? Am o bere de la toți bărbații, deci. Că l-am scos de la nevoi. Sau de la făptură divină. Sunt scuze și promisiuni pe care doamnele, nu-i așa, le aud de vreme, dimineața de vreme, când vin domnii acasă. Bine, aici nu se întâmplă, am convenit. La mine se întâmplă. Numai mie mi se întâmplă. Motiv pentru care am scris... Am scris un cântec ca o promisiune. Nu e de aia cu trandafir și cu ghioce. E de aia reală. Și am fost la un prieten la televizor și am cântat-o acolo și tremura așa. Zice, nu cânta pe aia. Zic, bă, ce, nu, ce, nu, ce, nu.
Și a doua zi m-a sunat și zice, băi, am avut audiență de Oscar. Dublă decât ProTV-ul și de 6 ori mai mare decât... Gândeam ca fată zără. De 6 ori mai mare decât canal de... Omul ăsta întotdeauna a riscat cu mine. Bine, e un cântec frumos. Mai ales că explică niște lucruri despre care, doamne, habar n-am de unde se întâmplă. Cântecul se cheamă una peste alta, nu mai beau. Nu mă, doamne, s-au bucurat. Deci unde o fi miracolul? Deci, și de aici vine fără. Să ne înțelegem. Nu de la nervi sau de la soacră mea, nu. De la faptură jineș. Baby. Că te văd frumos. Că te iau acasă, că mă doare capul. Că îmi se spătă. La ficat nu-i bine. Că profiți de mine. Că te văd în raze. Că provoc în viaze. Pâture cingașă. Pâture divină. Cum mai dau? Să vezi bine. Cum mai dau? Că te muți la mine. Cum mai dau? Că te șină mersul. Cum mai dau? Că te bădești stresul. Cum mai dau? Rup filozofia. Cum mai dau? Că-ți traduc chimia. Cum mai dau? Că se mai cu măta. Ești la fel de agră, nu mai beau măta, nu e măta, măta e transformată, upgradată în soacră, nu mai beau, fă! Pădure gindeșă, nu mai beau. La ficat nu-i bine. Mai beau. Că mă văd cu mine. Mai beau. Că polenizez. Am mic la cumpleșul. Mai beau. Că te văd. Și-mi sucombă pleșul. Mai beau. Și mi-e fric la minte. Mai beau. Mă-mi bădă cu cuvinte, nu mai beau, potule bea! Mai beau, dar mi-e dor de ea. Pâture gingașă. Mulțumesc frumos! Gabi, cred că se îmi vine minte. Mulțumesc pentru sufletul din, pentru sunetul din seara asta. Nu-i greu, chiar greșit, ci nu-i sufletul. Am lansat
luna, acum două luni cred că sunt deja, o trăznaie de album care se cheamă Prea Clasic, cu coada de maimuță după pre, unde am pus și eu muzica de cameră, quartetul de cort, violă și, violă și violoncel, pe... cum să spun, am dus-o, am păstrat-o de fapt în zona de preclasic și am pus voce pop. Și am zis că noi ne știm ce se întâmplă până în cele din urmă, este un proiect la care am muncit 9 ani. Uf, aproape, dintre care 3, nu-i așa? Revenind la nume, chiar dacă. Dintre care 3 am încercat să-mi convinc contemporanii că se poate și, domnule, nici măcar Mozart, deci vioara este un instrument care are un băț cu păr pe el, cu păr pe el, mi-a zis unul. Deci de-aia nu se poate cânta ca la chitară. Că zic, măi, dragule, dar având, cum se cheamă, la contrapunctul, există o chestie tehnică care se cheamă pizzicato și se cântă exact ca la chitară, doar că ții invers. În loc să ții pe burtă, o ții pe umăr. În sfârșit, am trecut 3 ani de zile, vă spun, am încercat. Până la urmă am făcut-o la dicteu. Norocul meu că aud voci. Nu s-a luat niciun doctor de mine până acum și încă am permisul, ceea ce e ok. Și am dictat, scrie-te rog valorile notelor, în sfârșit, du-te acasă, dă-i play și aici o nebunie. Motiv pentru care, acum însă, vă cânt, în urma nebunie astea, am fost, mă rog, sunat, invitat să fac parte dintr-o societate omologă, unii compozitorilor din România, numai că e de la Londra, His Majesty. God Save the Queen, cum se zice. Am fost onorat de invitație, sunt singurul român care sunt membru unui compozitor britanic. Pentru un cântec, pentru că am vrut să fac o chestie absolut profund românească, mi-au ieșit două. A ieșit o manea, dacă auziți cum sună o manea în preclasic, jur, e absolut fenomenală. Dar am vrut să fac o doină. Și doină i-am spus, cu ajutorul îngerului nostru păjitor de la sunet, Colț de lup se cheamă piesa. Și am spus Colț de lup pentru că nu neapărat de-aia. Doar că de-aia fiind vorba, am zis că să punem și noi relația noastră cu oaia în masca ei firească, adică a noastră română cu oaia, deși, cum s-a văzut la Istanbul acum vreo 3-4 luni, oaia e periculoasă, nu te joci cu oaia, că scofundă barca. I-am spus Colț de lup. Îmbotează frații lui.
care tante ne verai, care calde ne verai. Să te spart blestemele, să simțesc destinele. Mulțumesc! Am așa sună o doină între clasii. E altceva pentru că e scris fix deasupra, neavând notele acelea lungi, baloane, cum se cheamă în muzica clasică, pe care poți cânta și holograf și manele și hip-hop. Sunt notele acelea lungi. E foarte dificil să faci în pedantelăria aceasta. Sunt practic 5 instrumente soliste și piesa e scrisă chiar acolo de sopra, într-o altă dimensiune la care ține de polifonie. Este undeva deasupra și probabil că de aceea, inclusiv nemții unde am tipărit vinilul, au fost extrem de încântați. Am participat cu cântecul acesta la Eurovision, după cum știți. Atât. Am înfrânt, cum se zice pe românește. Apropo de înfrângeri, vreau să vă cânt o piesă. Pentru că trebuie să pierdem grațios cu toții, mai ales eu. Este un blues. După mintea mea, dacă nu ești negru și n-ai bumbac în ADN, nu poți să cânti blues. Decât dacă ești insulat. E vorba doar despre mine, să nu... Cântecul se cheamă Nevasta mea. Avem pe cineva care e medic stomatolog? La o adică, de poate e nevoie de urgență, nu are legătură cu cântecul. Am auzit o voce. Timidă. Avem? Să lăsăm așa, să plutească misterul. Sportiv. Tare mult.
copii prin prejur că vă stare vă sembra. Tot ce nu sunt eu ea fiecăruia dintre dumneavoastră, din partea noastră a domnilor din această seară, lăsați-mă să vă cânt o piesă. Se cheamă Am compus-o pe drum, de fapt. Dacă aveți senzația că știți textul, o să vedeți că rimează cu fiecare dintre dumneavoastră. Cântați-o cu mine la refren măcar. Da? Nu e, mă iubește femeile. Eu stă la drăguțel și talentat. Ăla e altul. Paralele, stele, lacrimi.
fiere. Pentru tine, Doamne, 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 pictori să te admire. Nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu de ce vrei să stai cu tine. Tot fi puțină. Speranțe, noapte și pitici din poveste. Pentru tine toate, numai în faptul serii. O pot coavă sus de parte și comorile din suflet. Pentru tine toate, mă gândeam, știți că pentru o piesă ca aceasta nu-ți trebuie decât o clipă. Și pe undeva cred că mai ai nevoie de conștiința faptului că nu ești decât un releu prin care trece informație. Să mă întrebați pe mine, foarte, foarte sincer, am un singur merit în ceea ce privește piesa asta, pentru că am câștigat. M-am bătut cu ProTV-ul, am câștigat. Am un singur merit, n-am renunțat la ea. Nimeni nu a vrut să o difuzeze vreme de 3 ani. Toți, dar ce vă te crezi, Bach? Muzica se face cu dobe, cu bas, cu muzică, nu vreau decât voce și pian. Nu. Nimeni, toți l-au refuzat să o difuzeze. Acum a ieșit All Time Number One Hit, cântece de dragoste din România. Este primul, pe primul loc și holograf, care pe locul de este foarte, foarte de bani. Știu că nu se putea face pur și simplu, e și datorită dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Nici nu mai vine să cânt asta. Care urmează, de fapt. E cu ceapă. Adică e vorba de un bărbat care tocmai s-a căsătorit. Să-l cheamă, tu ești ceapa vieții mele, deci Florin Salam e în frajă.
Transpiră. Deci nu știu ce-i cu el. Nu știu dacă... Nu prea cânt așa, mai multă frică, că sunt multe oameni în sală, da. Mi-am luat suport divin. Divin, divine astăzi dumneavoastră, Doamne. În orice contestez, divine, da? Cântecul, stârcește cuvintele din limba română, asta e vina mea, nu-i meritul meu. Responsabilitatea fiind a soților tot timpul. Deci, ceapa vieții mele, de tot, toată maneaua în România e la pământ, să zvârcolește. Mi-am luat suport divin, nu se mai putea să cere să-mi țină rece paharul, când îmi cântă lăută. Ea și-a luat casă la curte și un fraier să o mute, împărțim la doi de cazul, până el nu a fost cazul. Tu ești ceapa vieții mele, plâng și eu ca tata. Plâng cu vorbe și suspine, te dă-ți brațea lângă mine. Dar ce rece e paharul când îmi cântă lăutarul. E viața rea, mă târbușor, când nu ai gheată, scade tonul, dar eu te iubesc cu foc. Cum se iubește sticla-n doc, s-au scumpit banii femeie, oh, ajuns ca apa. Mă neau, știi? Tu ești ceapa vieții mele.